La Băiuță fac ultimele pregătiri pentru competiția pe zăpadă Snow Ice Race. Evenimentul care va avea loc weekendul acesta este organizat de Clubul Sportiv Hard Enduro Maramureș și derulat sub egida Federației Române de Motociclism. Competiția cuprinsă în calendarul Federației Române de Motociclism aduce în Maramureș sportivi din Ungaria, Bulgaria și România, care se vor întrecepe un traseu de 54 de kilometri. Concursul propriu-zis va debuta sâmbătă de la ora 9. Tot de la aceeași oră este programat startul și duminică, urmând ca festivitatea de premiere să aibă loc seara la ora 18. Hard Enduro Maramureș pregătește și de data aceasta ca în fiecare an o cursă unică în care clasele Moto, ATV, Quad și SSV vor concura pe un traseu acoperit de zăpadă și gheață.